Toată lumea de bine din urbe se întreabă ce se va întâmpla cu vechea maternitate după ce va intra în funcțiune cea nouă și cum acest eveniment se va întâmpla mai curând decât se crede. Mulți dintre buzoieni caută soluția cea mai potrivită pentru locația de pe Bulevardul Gării. Clădirea și terenul va rămâne în continuare în proprietatea Consiliului Județean, urmând după ce maternitatea nouă își va începe activitatea și iar cea veche va fi dezafectată, să facem o expertiză, să vedem stadiul clar al clădirii din punct de vedere al rezistenței. În funcție de asta, găsim soluția, ori o reabilităm sau facem o altă clădire, să spunem, pentru un alt obiect de activitate și nu maternitate, dar în prima fază vom cere informații și vrem avize de la Direcția de Sănătate Publică și Mediu. După desființarea unei unități spitalicești, legea impune respectarea unor cerințe stricte în legătură cu destinația acesteia. Dacă va fi posibil, aici ar putea funcționa în viitorul mai puțin sau mai mult îndepărtat, tot o unitate cu caracter medical. Putem să venim împreună cu domnii consilieri județeni, asta probabil se va întâmpla în mandatul următor, cu o oportunitate. Dacă ar fi să mă gândesc astăzi, eu m-aș gândi la un centru de bătrâni sau un centru de geriatrie, pentru că, într-adevăr, persoanele de vârsta a treia au multe probleme din acest punct de vedere și eu cred că ar fi binevenit. Dacă atâta amar de vreme clădirea a fost poarta de intrare în această lume a multor buzoieni, poate că nu ar fi rău ca alți buzoieni, ajunși aproape de final, să fie îngrijiți omenește. Probabil că cel mai nimerit ar fi ca vechea clădire măcinată de igrasii, mucegaiuri și șubrezită de timp să fie rasă de pe suprafața pământului sau măcar o parte din ea. Asta în cazul în care nu se va afla cumva că este vreun monument istoric, caz în care atât reabilitarea cât și demolarea se fac doar în condiții speciale. Oricum, proprietatea va rămâne în ograda Consiliului Județean, care îi va găsi vreodată o folosință cetățenească, dacă viitorii consilieri vor reuși să pice de acord și dacă se vor găsi bani pentru ea. Exemplul fostului Spital Brătianu încă mai rezistă de ani buni, într-o stare perfectă pentru a exemplifica viitorul vechii maternități.